soiuri nobile. Sunt Riesling, Sauvignon, tămâioasă, muscat, fetească albă, fetească regală. Acestea ar fi ca și soiurile roșii, ca și soiurile albe. Soiurile roșii, Merlot, Cabernet, fetească neagră, soi autentic românesc, vă povestesc sus cum e fetească neagră, e românească. Și chiar dumnealor au cumpărat și vor să și planteze niște struguri Mamaia. Nu aveți de unde să-i știți, este o creație a stațiunii de cercetări, tot din, oraș, din orașul Basarab. Un strugure, atât pentru, ca strugure pentru consum, cât și ca strugure de vin, din care iese un vin roze deosebit, este o noutate. O noutate pe piața românească și, ca și dovadă, l-am plecat puțin de litoral, i-am dat numele Mamaia. E super. O să vi-l arăt să-l vedem. Toate sunt căprușite, au manta, în sensul că în momentul în care fierbe mustul, ați văzut că se degajă o anumită temperatură, nu-l lăsăm să fiarbă după cum vrea el, îl vinificăm la o temperatură controlată. De ce? Să-i păstrăm aromele, să-i păstrăm buchetul, să-l inoculăm cu drojdii selecționate care să pot să ducă fermentația până la capăt. Atât pentru vinurile albe ca și proces imediat după ce sunt culese, sunt stoarse, sunt presate, se obține mustul. Vinul roșu e altă poveste cu culoarea. La vinul roșu nu este must. Dacă strângeți în mână un strug de roșu, obțineți așa ceva roze, fără importanță. Culoarea este în fieliță, aroma este în sâmbure și atunci trebuie să păstrăm sâmburele și fielița în contact cu mustul. Și acelea se numesc vinificatoare pentru strugul roșii, ba chiar la fermentația strugurilor roșii avem două tipuri de minuni de fermentare. În această perioadă anului există ceva în aceste rezervoare? Ce aveți aici? Roșii, albi? Și vinuri roșii și vinuri albe încă neterminate, sunt în curs. Deci e must încă? Nu e must, sunt în curs de a se transforma, au început fermentația, sunt aproape de terminarea fermentației alcoolice, iar la vinurile roșii este o transformare a acidului malic în lactic. Vinul se rotunjește, nu mai capătă asprimea aceea. Este a doua fermentație, iar aceasta se produce în anumite condiții. Cât durează acest proces de când e adus aici până când îl scoateți? Cel mai puțin 2 săptămâni. Cel mai mult, cam 5 săptămâni. Mă refer la vinurile roșii, unde trebuie să termine și o fermentație malolactică. Dom'le, dar din fetească regală ce poți să obții? Dom'le, gândiți-vă că sunteți un croitor și aveți în față un val de mătase franțuzească. Doamnele, știu aceea fină, frumoasă. Un croitor nesăbuit face un șerș de bucătărie. Da, un Chanel, un Coco Chanel face un costum super. Așa e și cu vinul, așa e și cu strugurii. Eu, ca enolog, îmi vin strugurii din vie. Eu sunt enolog, nu sunt viticultor. Și aleg eu ce fac cu ei, funcție de cum sunt ei și funcție de ce îmi cere piața. Nu funcție de cum vreau eu, că mă gândesc eu că îmi trebuie. Așa și cu vinurile. Deci în această 3 săptămâni sau 5 săptămâni putem conduce fermentația ca să obținem diverse categorii de vin. Aici, în Podgoria, în crama aceasta, se obțin vinuri cu denumire de origine și trepte de calitate. Nu știu dacă ați remarcat, am să vă arăt pe sticlă, există o hologramă, o mică bulină aurie sau argintie, alea sunt semne de calitate, că vinul este cu denumire de origine și trepte de calitate. Acolo vinul este în așteptare, în așteptarea dumneavoastră, a clienților, doritori, să aveți la mai multe livrări același vin. Deci îmbutelem o cantitate mai mare de vin, o punem la păstrare și dumneavoastră puteți, un consumator poate consuma acum și peste 3 luni și peste 5 luni același vin. Păstrăm o uniformitate în favoarea consumatorului. Aici deja avem lăs pregătite pentru comenzile rapide și sigure, știm precis că vine un distribuitor și ia, iar aici, ca noutate, ceea ce n-ați văzut acolo, sunt bagging box-urile. Sunt niște pungi dintr-un anume material, sunt vreo 5 straturi de materiale, care sunt inerte, materialul este inert din punct de vedere chimic, care nu afectează calitățile organoleptice și fizico-chimice ale vinului, prevăzute cu o canea, care stau într-o cutie. Se scoate când se îmbuteliază acest vin. De asemenea, așa cum la sticlă avem un gol mic de aer care se pune, vă spuneam eu de când avem vasele acelea cu plutitor, că se pune deasupra un gaz inert,
Același gazinet îl punem și la bedding boxuri. Pe măsură ce vinul se elimină, se extrage din bedding box, gazul coboară și păstrează aceeași calitate. Pot să-mi cumpăr pentru o petrecere un bedding box de 10 litri. Să spunem că am o petrecere, un bedding box de 10 litri, am mai mulți musafiri. Fiecare își pune în pahar și mai rămân. Musafirii mei n-au consumat și mai am 2 litri. Ce aș face cu ei? Nu-i arunc, îi pun în frigider și îi pot consuma și mâine, și pâine, și peste săptămână. Care este cel mai bun recipient pentru a păstra vinul? Sticla? Sticla. Cât poate să nu-și modifice proprietățile? Pe ce perioadă? Teoretic, sticla poate să fie în vinotecă și din anul 1946. Cel mai vechi pe care l-aveți dumneavoastră aici? Noi de nu, când aș noi fi? Nu avem. Noi avem 2013 ca și vinuri vechi, dar sunt vinoteci în țară care au vinuri... Dacă vinul e bun, nu-l stric cu apă. Și dacă vinul e prost, mai stric și apa pe el. Deci vinul e vin și apa la apă. Vinul e licoarea zeilor, nu poți să-l... Nu-l amestec. Îl bem separat, îl savurăm. Vinul e de savurat, nu-i de sete. Vinul e de plăcere. Este stejar franțuzesc. În România nu avem stejar. Nu avem producători care să taie stejar, un anumit tip de stejar, să facă baricuri. Sunt de 50 până în 200 de litri. Se vede că sunt cu vine, uitați de cum sunt. Trebuie să stea la maturat. Trebuie să ia din coaja lemnului, din structura lemnului, din sărurile și din taninurile lemnului să se îmbogățească. Prin porii acestui lemn există un permanent schimb de gaze între atmosferă și el. Mai nou sunt inoxurile, acelea ați văzut pădurea aceea de inox. Vinul nu se maturează bine în pădurea de inox. E într-adevăr foarte comod, e foarte greu să ai baricuri, e foarte greu, sunt costisitoare, sunt scumpe, nu poți să le mai folosești a doua oară decât foarte rar. E greu, dar aici e cald. Cât stau aici? Și la 5, până ajungi până la 5 ani. Depinde, deci le vezi periodic și atunci când consider că sunt la o maturitate de plină, atunci le ofer consumatorului. Aici e toată afacerea. Și în vinotecă, vinurile le bagi și le deguști anual, le faci analize și când ajung ele, vinul e ca și om, ajunge la o maturitate de plină, când ajunge acolo în punctul maxim, atunci le scoți pe piață. Atunci e plăcerea de a le degusta. Putem prezenta și 12 și 20 și câte probe doriți în situația în care oamenii sunt dornici de a cunoaște mai multe. Avem pe masă cel puțin două pahare. Sunt pahare de acum profesionale, nu mai sunt pahare obișnuite pe care le avem cu toții acasă. Sunt chiar mai mari decât un pahar profesional. Un pahar pentru vin alb. Dumneavoastră aveți paharul acela care are o mică inscripție pe el și un pahar pentru vin roșu mai bogat. De ce sunt tulip, de ce sunt forma de lalea? Pentru a aduce spre nas toate aromele și tot buchetul. Sunt cu picior foarte mare pentru că vinul se degustă la anumite temperaturi, vinul roșu foarte rece, vinul roze 14 grade, iar vinul roșu la temperatura camerei. Ori dacă mie îmi vine un vin 6 grade și îl țin în pahar așa, dacă am un pahar fără picior și îl țin așa, prin căldura mea eu influențez căldura și temperatura vinului și atunci nu mai pot regăsi în el adevăratul buchet. De aceea are un pahar foarte mare picior. Și în momentul în care degust, țin de pahar. O să vedeți la televizor, dacă aveți ocazia, noi enologii nici de picior nu-l ținem, ci numai de talpa paharului. Degustarea presupune o cantitate mică de vin, pe care întâi mă uit la el. Puneți-mi mie pe primul. Oricare puneți-mi mie. Deci presupune o cantitate mică de vin, pe care întâi mă uit și constat dacă este limpede, dacă este strălucitor, dacă îmi lasă vreun inel pe suprafața interioară a paharului, dacă nu are cumva impurități mecanice sau de la sticlă, vă spuneam eu, de acel praf de sticlă care poate să fie. De ce să-mi recunosc că am patifat destul de avea și o musculiță? Sunt tot soiul de lucruri. Deci întâi mă uit la el, văd puțin meniscul, îl învârt de câteva ori, inspir, dar
sunt tot soiul de metode. Unii fac așa precum că... Nici chiar așa. O dată de două ori și bine. În mod normal, ar trebui imediat în minte să-mi răsară o imagine. O imagine pe care, când facem degustări, eu le-o transmit. Ce anume? Pentru că un om obișnuit, știți, duceți un copil la un concert simfonic. Până nu-i povestești ce anume ar trebui să înțeleagă de acolo, nu prea știe. Apoi, înghițim o cantitate mică de vin, luăm în gură, încercăm să-l păstrăm în gură, să-l plimbăm, avem papile gustative, nu numai pe limbă, avem și pe părțile interioare ale obrajilor, îl înghițim, ținem gura închisă, expirăm pe nas, nu pe gura deschisă, și avem buchet. Deci e un complex de lucruri pe care trebuie să le simțim și să le apreciem. Nu îmi permit să pun un produs filtrat, finit, într-o sticlă de care am incertitudine. Plătesc puțin sticla, în buteliere, dopuire, îi pun loc de plută, etichetare, pe o etichetă pe față, pe spate, cu număr de lot, îi pun dată, tot ceea ce trebuie. Totul se face manual aici? Semi-manual, dar eu cu mâna îi dau... Este o linie micuță de îmbutelire. Am spus că toată povestea e de 70.000 de sticle, circa. Încă nu am motivația să cumpăr o linie mare. Încă nu am motivația pentru așa ceva. Am să vă atrag atenția la câtă grijă, asta este o calitate de a domnișoarei Anca, la câtă grijă a avut între culoarea capișonului și etichetă. Făcuse un alt capișon, a venit la mine să le aducă o probă și am văzut-o necăjită. Nu mi-a greșit nuanța la capișon. Lasă-mă, Anca, că ai făcut destulă comandă. Nu, doamne, eu până când fac așa nu vreau. Adică mi-a plăcut ambiția ei. Un vin. Uitați-vă după această semn de calitate. Este un număr aici, ele sunt numerotate, sunt gestionate de ONPP, Oficiul Național al Viei și Vinului din România. Sunt foarte probleme.